Vă salut! În episodul de astăzi vreau să vorbesc despre conversia la 1.6-16 valve de Suzuki Vitara. Adică aceasta. Acesta este motorul. De ce am ales motorizarea asta? În primul rând, eu vin de pe un Samurai carburație, 1.3 carburație, de la care am trecut la 1.6-8 valve injecții de Vitara, un motor foarte bun, foarte fiabil, foarte iertător, care poți să-l fieri, poți să faci prostii cu el și o să țină, nu o să strici așa de ușor. Și într-un final am ajuns la conversia de 1.6-16 valve, pentru că vechiul motor a cedat, am găsit blocul fisurat, o problemă destul de comună la generația aia de blocuri de 1.6, cred că și la ăsta este aceeași problemă, nu știu exact fabricația, mă rog, haideți să începem. Am ales motorul ăsta de 16 valve pentru că mi se pare una dintre cele mai bune conversii pentru Samurai. De ce? În primul rând, ai suficientă putere, ai injecții multipunct, ai o injecție, să zicem, modernă comparativ cu Samurai-ul, adică cu tehnologia care este pe Samurai, dacă poate fi numită tehnologie. Ai o plajă de putere în turii, ceea ce te ajută atunci când vrei să descarci roata, deci este un motor destul de bun. Și mi se pare maximul de putere pe care poți să-l ai sau ar trebui să-l ai pe un Samurai cu suspensia pe foi. Adică tu practic degeaba ai sute de cai dacă în teren tu nu poți să pui roata jos cum trebuie. Pentru că suspensia pe foi are dezavantajele ei. Începi să țopăi, înțelegeți voi, adică nu te ajută puterea. Și mie mi se pare maximul de putere pe care ar trebui să-l pui pe un Samurai cu punțile lui, cu suspensia lui. Haideți să vă fac așa și o prezentare a motorului. În primul rând începem cu specificațiile care ne interesează pe toți, anume avem un motor de 1.6-16 valve, 95 de cai putere, cuplu, îl scriu aici că nu mai țin minte, injecție multipunct, cu calculator, senzor nebunii, partea electrică nu este foarte complicată, avem sondă lambda, avem senzor de poziție a clapetei de accelerație, care este întâlnit și pe alte modele de injecții de Suzuki. Regulatorul de presiune este mecanic sau, cum să zici, în rampă. Avem 4 injectoare pentru fiecare piston, 16 valve, 4 supape pe piston, 2 evacuare, 2 admisie, o singură axă cu came. Admisia asta e imensă, după cum spuneam, care e formată din două bucăți, o admisie destul de complexă, nu știu de ce au făcut-o atât de mare, de fapt, pot să-mi imaginez, dar mă rog. Senzor MAF, care ăla spate, aia ar fi o problemă, adică fără el nu funcționează motorul de nicio culoare. Delco, atenție, Delco poate să fie, depinde de motorizare, poate să fie Delco cu bobină în el, cum am eu, sau Delco cu bobină externă. În exterior. Deci sunt mai multe variante. Are și eghere, avea și canistră de evaporare care a fost anulată de mine. Are mufă de diagnoză în partea asta aici. Am montat-o exact cum este și la Samurai pe injecții și la Vitara 1.6-8 valve. Are și o tentativă de mufă de OBD, dar nu mi-am bătut capul cu ea că n-are niciun sens. Cam asta e treaba. Și cam asta este motorul. În principiu, așa, după ce am făcut conversia asta, să vă zic așa, înainte de a vă da detalii, personal aș alege motorul de Baleno sau de Suzuki Gran Vitara, care nu are Delco și are bobine are două bobine pe la aprindere, pentru că este un pic mai simplă admisia, este formată dintr-un singur corp, exact ca la motorul J20A, și nu ai toată tubulatura asta. Adică aici, dacă vrei să umbli la injectoare sau așa mai departe, practic trebuie să desfaci corpul admisiei. Este destul de complicat de făcut asta. Haideți să recapitulăm. Care sunt avantajele la motorul ăsta? Odată că avem 16 valve și injecția multipunct. Astea sunt principalele avantaje la motorul ăsta de 16 valve. De aici și puterea de 95 de cai putere, care, după cum spuneam, mi se pare arhi suficientă pentru un Samurai. Pentru un Samurai cu roțile originale mi se pare prea mult, pentru un Samurai cu roțile de 31 este ok, dar pe low este foarte ok, doar că ar trebui niște reducții pentru situații în care vrei să protejezi ambreiajul, adică de exemplu trebuie să urci aeruri care pe bolovani sau chestii care mai tehnici și trebuie să le faci la o viteză mai mică, nu trebuie să-i dai gaz ca berbecul. Acum, haideți să vorbim despre conversie. Practic, de ce anume trebuie făcut ca să punem acest motor pe mașină? În primul rând, sunt
trei lucruri mari care se potrivesc și la 1.6.8 valve. Primul lucru, baia de ulei. Trebuie modificată, trebuie adaptată, montată baia de ulei de samurai, că se potrivește la blocul ăsta, pentru că altfel ar lovi în punte. Doar că problema este că trebuie adaptat sorbul de samurai la sorbul de vitara. Și anume trebuie tăiat muștiucul care intră în bloc și sudat de sorbul de la samurai. Ăsta mi se pare unul dintre cele mai importante modificări, pentru că dacă nu faci bine, nu o să tragă ulei ca lumea, pentru că nu știu dacă tot sorbul este scufundat în baia de ulei, mă rog. Dar dacă îl sudezi aiurea, poți să riști să bagi șpană în pompă, în motor și să faci motorul praf în câteva minute. Un exercițiu de imaginație și aici, o potriveală, trebuie să potrivești sorbul în așa fel încât să tragă din cel mai adânc loc al băii de ulei, adică aproape de bușon. Cam asta este. A doua modificare, care la fel este, asta este cea mai simplă să zic așa, este faptul că trebuie să modifici suportul la șofer. Eu am un kit de la Mini Technicus, adică practic o tablă care e montată în șuruburi de blocul motor, după cum vedeți în imagini, dar se pot face alte improvizații, adică aici e ceva de imaginație. Practic suportul de pe partea pasagerului vine un pic mutat, atâta tot. Asta poți să o faci și după ce ai pus motorul și tot, adică te orientezi atunci când ești cu macaraua și așa mai departe. A treia modificare care se potrivește și la motorul de 1.6.8 valve, adică e valabilă și pentru motorul de 1.6.8 valve, este flanșa între cutie și motor. Eu am o flanșă la fel de la Mini Technicus, nu fac acum reclamă că nu-i plătită, găsiți și în România, găsiți și în Europa și în America. Eu am ales varianta cu flanșă, sunt foarte mulțumit, părerile sunt împărțite, mă rog, mi se pare cea mai simplă variantă. Ok, astea au fost cele mai simple modificări care trebuie făcute pentru motorul ăsta. Un alt aspect foarte important, electromotorul, se folosește un model de vitara mai vechi, este un model subțire și lung sau un model mai gros. Pentru ambele pot să vă ofer codul, eu mi-am cumpărat un nouț pentru că așa îmi place mie să fie treaba și pot să vi-l ofer dacă sunteți amatori sau curioși. Lăsați un comentariu și vi-l spun. Apoi, o să rămânem în continuare la compartimentul motor, pentru că e destul de important și aici avem așa. Tubulatura filtrului de aer este pe partea șoferului la vitara și n-ai cum să modifici asta sau, mă rog, probabil e foarte complicat. Ai putea să faci niște modificări, dar ideea este că eu mi-am făcut admisia pe partea șoferului, mi-am confecționat din tablă o carcasă a filtrului de aer, capsulată, cât de cât e tanșă, cu un capac de plexiglas sau ce Dumnezeu o fie ăsta, ca să văd în timp real starea filtrului, adică să văd dacă mi-intră frunzi, apă și așa mai departe, pentru că este foarte important ca filtrul să nu fie expus. Am mai văzut mașini la care filtrul e expus, dar nu. Filtrul trebuie să fie capsulat la orice mașină și la mașina de stradă. Filtrul trebuie să fie într-o carcasă ca să fie protejat, pentru că nu trăim în spital. Stăm pe stradă și vine praf și așa mai departe. Mă rog, traseul filtrului de aer l-am făcut prin aripă, practic am copiat exact admisia samuraiului și am mutat-o aici, adică ca și principiu. Momentan, nu știu, am făcut în jur de 1000 de kilometri, chiar sunt foarte mulțumit, am fost și pe off-road, nu am avut probleme. La spălătorii cred că am băgat o leacă de apă prin furtunul ăsta, dar mă rog, detalii. Deci așa arată compartimentul meu motor, l-am vrut să fie cât mai simplu, am anulat pe aici, are o chestie, o tubulatură, ceva care cred că i s-a terminat, zgomotul la admisie, nu știu, eu am anulat, am înlocuit furtune, tot. Cablul de accelerații l-am adaptat aici, sincer nu mai țin minte exact dacă a fost bolt-on sau trebuie să fac ceva, mă rog, detalii. Cu compartimentul motor am cam terminat, deci cam asta este de făcut. Eu mi-am montat și servodirecție, din cauza carcasei filtrul de aer am fost nevoit să mut vasul de expansiune undeva aici în dreapta. Apropo, am montat pe motorul ăsta și o sondă de presiune de ulei, ca să știu presiunea uleiului, pentru că este foarte important în off-road, pentru că, na, se poate întâmpla buba. Pe partea de alimentare, la fel, la Samurai injecție, puteți să vă folosiți de pompa lui. Aici nu știu să vă zic exact grosimea returului, nu știu, nu vreau să vorbesc prostii, dar la Samurai pe carburație, eu am folosit o pompă externă și am modificat
returul, găurind rezervorul și făcându-i un retur de 6 mm. Pentru că returul original de samurai e foarte finuț, nu știu, 4 mm, ceva de genul. Și am vrut să fie conversia făcută ca la carte și să tragă motorul bine. Deci, pompă externă, traseu de retur făcut de 6 mm din țeavă, am avut țeavă de la alte mașini și cam asta a fost. Ok, acum hai să trecem la modificările care nu sunt atât de user-friendly, să zicem, sau nu sunt pentru oricine. Și anume, instalația electrică. Eu am simplificat-o pe cât am putut posibil. Am găsit o schiță la americani care s-a pupat aproape în totalitate, mai puțin, cred că două fire sau ceva de genul ăsta. Și chiar a fost foarte ok, chiar am fost foarte mulțumit de rezultat. Pentru samuraiul pe injecție, dacă vrei să fii conversia perfectă, poți să te conectezi la senzorul de viteză, VSS, Vehicle Speed Sensor, care e practic în ceasul de bord, în vitezometru, sau la samuraiul carburație poți să-i montezi un senzor RID. Am făcut deja un video, îl găsiți pe canal pentru detalii. Pentru mai multă siguranță am folosit exact după schemă și cutia asta de siguranțe, care principala este de 80 de amperi, am borne rapide la baterie, adică e bine să fie treaba bună. Încă un aspect care merită menționat, aș spune eu, calculatorul. L-am poziționat exact aici deasupra la spațiul de depozitare, nu plouă pe el, pot să-l desfac cu ușurință, nu este expus la nimic, chiar este foarte ok. Și chiar îți mulțumit de locul în care l-am amplasat. Camera asta mea nu vrea să focalizeze, nu recita. Și acum, aproape de final, să vă spun așa părerea mea despre motorul ăsta, adică cât am apucat să merg cu el. Sunt foarte mulțumit de conversie. Chiar îmi place cum trage. Nu mi se pare că are cuplu mai mic ca 1.6 8 valve, cum spun unii. Mi se pare că trage, adică, într-adevăr, 1.6 8 valve se plafonează, adică tu poți să-i dai 5.000 la 1.6 8 valve și nu se întâmplă nimic. Pe când ăsta în 4-5.000, atunci începe să pleci, exact ca vitecul, cum v-am zis, ca așa mi se pare mic, când se duce, parcă ai apăsat nitro. Mă rog, poate este o mică exagerare, dar înțelegeți ce vreau să zic. Adică mie chiar mi se pare că are zvâc și chiar trage foarte bine și chiar mi se pare un super upgrade pentru un samurai. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Asta este conversia mea la 16 valve. V-am enumerat cam tot ce am crezut eu că este necesar pentru această conversie, ca ea să fie ok și să funcționeze cum trebuie. Dacă aveți întrebări, sugestii și așa mai departe, vă aștept în rubrica de comentarii sau pe pagina mea, Garaj 208. Bye bye, ne vedem în teren!